Salutare, Patrick! Bine te-am regăsit la Porsche Talks Tennis. Salut, îmi pare bine să fii aici. De data. Păi e la tine aici, acasă, da, ar da, fi da, cool. Normal. Așa, da, de data asta nu suntem în mașină, așa, ca de obicei, dar am găsit the next best thing, da, aceste scaune de Porsche, pe care stau jucătoarele în principiu, atunci când vor să se odihnească în spate, în lounge-ul lor. Le-am adus pe teren să ne odihnim și noi oasele după ce am schimbat 2-3 mingi. Am vrut să vedem cum e terenul, am vrut să ne simțim și noi, eu cel puțin, că tu la tine e mai ușor, ca jucătoarele de la Transylvania Open. Ce faci? Cum ești? A început turneul, suntem la finalul primei zile. Cum se simte? Ți s-a luat presiunea de pe umeri sau încă e acolo? Pot să spun că primul weekend, bine ai venit în primul rând și bine putem să spunem și câte ceasul, nu? Cât e ora? 23? Tocmai 4? S-a terminat meciul cu Patriciei Țic. Tocmai s-a terminat un thriller de 3 seturi de peste 3 ore a mea, exact. Patriciei Țic. Din fericire, în prima zi am avut 2 din 2 victorii românești la simplu, ceea ce e foarte bine. Miriam Bulgaru a câștigat primul ei turneu, primul ei meci WTA 250. Patricia a făcut și ea un meci mare, se aproape miezul nopții acum, dar exact, suntem fresh, cum ziceai și tu, suntem pe același fus orar noi doi, funcționăm mai bine noaptea. Deci sunt bine, suntem fericiți de cum am început turneul. Cel mai greu weekend de obicei e primul weekend, weekendul de calificări, pentru că până atunci trebuie să setăm toate lucrurile, să punem cumva să se învârtă roțile, așa, exact, în ghilimele. Dar acum cred că am intrat pe făgașul normal al lucrurilor și suntem exact cum ne doream să fim. Avem o participare a românilor record, 7 românce din 23 de jucătoare de pe tablou principal, chiar și la dublu avem românce, deci sunt fericit și mă bucur de cum arată lucrurile exact cum mi-am imaginat. Anul trecut s-am pus aceeași întrebare, acum ți-o mai adresez o dată, pentru că pe an ce trece voi adunați experiență. Da, știm foarte bine, pe fiecare eveniment important, după fiecare concurs important pe care îl organizezi, aduni experiență pe care o pui în aplicare. Cum sunteți astăzi, da, în 2023, versus, hai să nu spun 2021 Winners Open, că de atunci a început toată povestea asta frumoasă, ci 2021 Transylvania Open. Cum vă simțiți? Cum merg lucrurile? Sunteți, bănuiesc, un mecanism ceva mai uns? Da. Într-adevăr, e diferență foarte, foarte mare de unde am început și unde suntem astăzi. În acești trei ani, cred că am acumulat foarte multă experiență, echipa s-a sudat foarte bine. Avem marele avantaj că suntem cam aceiași oameni din staff în toate evenimentele pe care le facem, fie că e festival, fie că e eveniment, fie că e turneu care este acum. Ne-am sudat foarte bine ca echipă, fiecare știe exact ce are de făcut. Oamenii sunt mult mai experimentați, pe lângă că sunt foarte dedicați și tuturor celor care sunt aici, le place la nebunie să organizeze evenimente, să fie parte din evenimente, să se stea noaptea târziu, să lucrăm până noaptea dimineața. Deci nu contează exact care e programul, toată lumea o face din foarte multă pasiune și atunci asta se vede foarte mult, dar suntem într-o poziție în care cred că, cum am zis și data trecută, cred că putem să organizăm turneul la absolut orice nivel în momentul de față. Apropo de ce spui tu, văd că folosești foarte des putem, facem. Bănuiesc că în spatele întregii nebunii de aici e o echipă imensă. Eu cunosc o parte din ea, îi știu de pasionat sunt. Așa că, uite, îți dau acum ocazia pe scaunul Porsche să le mulțumesc, să-i feliciți, să vorbești ce vrei despre ei. Pentru că, repet, cunoscându-i și nefiind neapărat în fața reflectoarelor, oamenii ăștia chiar merită cuvintele astea. Da, și sunt, chiar vorbeam zilele astea că în acest an avem un staff la număr record, pentru că sunt peste 800 de oameni care vor lucra în acest an. Okay. 800 de oameni. Noi vedem exact asta după acreditările pe care le facem și fiecare categorie de acreditare are un să zicem, un nume, un staff, uh-huh, sau security sau voluntari. Avem, dau un exemplu banal, peste 140 de oameni doar security. Avem peste 300 de voluntari, peste 60 de copii de mingi. Lucruri care nu prea se văd în mod normal. Oamenii pot să se întrebe de unde 800 de oameni care pot să lucreze, dar trebuie ținut cont de faptul că turneul acesta efectiv de joc are 9 zile. Fiecare zi, cum este și astăzi, am început la 7, toată lumea a început la 7 dimineața și se pleacă de aici la 12 noapte, deci turele trebuie să difere, sunt la fel și pe copii de mici, nu poți să-i ții 12 ore pe teren. Deci e o competiție, un eveniment foarte lung, solicitant, dar și munca dinainte este, pentru că cu câteva săptămâni înainte deja ești ca și într-un cantonament, suntem toată ziua la birou. De le mulțumesc tuturor, pentru că fără ei n-ar fi posibil să facem acest lucru. Degeaba aveam o idee bună să aduc acest turneu dacă nu aveam niște oameni lângă mine și în spatele nostru extraordinar care să pot să implementeze toată mașinăria aceasta. Pentru că e un eveniment foarte mare și complex. Mult mai complex decât se vede în afară, exact, în mod evident. Da. Și apropo de să aducem, întrebarea clasică de anul ăsta,
Nu te întreb cât de greu a fost, că știu cât de greu a fost, noi mai vorbim și în privat, da, ca să știm exact cum stăm și care e poziția. Știm că a fost foarte complicat să vină anul ăsta Transylvania Open la noi, dar aș vrea să le povestesc și aici oamenilor, că te-am tot auzit explicând treaba asta, de ce a fost atât de greu. În principiu pentru că s-au întors turneele din China. Da, asta e principalul factor. Ca să explic puțin contextul, noi în momentul de față această licență o închiriem de la o firmă din Statele Unite care deține licențe. Sunt doar 2-3 companii în lume care dețin licențe de WTA 250. Noi în momentul de față le închiriem aceste licențe și în fiecare an ne încercăm să ne găsim un loc. Trebuie să existe un turneu care poate nu se mai ține și așa mai departe, cum a fost anul trecut cazul, anul acesta cazul Wuhanului, care nu s-a mai ținut în Asia și atunci am preluat noi locul lor, dar este pe termen lung o strategie care nu este sustenabilă și trebuie să încercăm să avem o licența noastră, asta e obiectivul meu personal, să avem licența noastră, să o cumpărăm, să o deținem. Se poate face asta? Se poate, sunt foarte puține pe piață, chiar extrem de limitat numărul, sunt foarte puțini cei care vor să le vândă aceste licențe. Majoritatea sunt deținute de companii mari, cum am spus, 2-3 în lume, care sunt giganți, companii de sute de milioane de euro, dar sunt unele câteva licențe care sunt deținute și de proprietari privați, cum de exemplu este domnul Țiriac la ATP, așa sunt alți proprietari privați la WTA care poate le au din anii 90. Și sunt foarte puțini cei care vor să le vândă și costul unei licențe este de câteva milioane de euro ca să o cumperi, să fie a ta. Ce înseamnă să fie a ta? Înseamnă să ai o poziție anual garantată în calendar. În general, WTA încearcă să țină acea poziție fixă în fiecare an sau măcar în aceeași perioadă de calendar. Deci asta vrem să facem, avem destul de mari șanse să facem asta. Lucrez de un timp deja să reușim. Da, un buget destul de mare din ce. Da, e un buget destul de mare, dar e o investiție pe termen foarte lung și e foarte multă pasiune. Nu pot să spun că e un business senzațional. De aceea și sunt și puțini oameni care investesc în sport, din păcate în România. Suntem printre singurii, din păcate, am vrea să fie mai mulți. Dar este singura șansă să păstrăm acest turneu pe termen lung, pentru că începând cu anul viitor va fi foarte greu să mai existe licențe de închiriat. Anul viitor va fi și o restructurare de calendar în care turnee de 500 vor fi câteva în plus și turnee de 250 vor scădea de la 31 la 21 de turnee. Okay. Deci mult mai puține turnee și în fiecare săptămână de circuit va exista un singur turneu de 250 în lume. Deci nu o să mai fie cum de exemplu acum avem deodată cu Clujul, este Monastir, este și turneu în China. La anul viitor vom fi singurul, va fi un turneu de 500 și un turneu de 250 în fiecare săptămână. Așadar mult mai valoroase sunt aceste licențe și foarte puține de găsit. Dar asta vrem să facem pe termen lung, pentru că avem ambiția să ținem acest turneu cât timp vom avea deschidere aici autorităților, a oamenilor din oraș, vrem să-l păstrăm aici pe 20 de ani, de ce nu? Faptul că există turneul ăsta și că există un turneu mare în România, oricum, este un lucru mare în principiu, pentru că noi, mă rog, suntem probabil spre finalul unei generații minunate de fete. Da. Și n-am avut ceea ce ne lipsea, da? Un turneu în care să le vedem acasă, exact. Practic, un turneu mare în care să le vedem acasă. Tu anul trecut, în interviu, spuneai ceva de WTA 500 la un moment dat. Mai ai ambiția asta undeva acolo în spate? Da, cu siguranță o am și între timp, de când am vorbit noi până acum, eu ți-am spus atunci că vreau să facem asta, am făcut mulți pași în sensul acesta. Din păcate, momentan nu se poate, nu e nici măcar o treabă legată de partea financiară, nu e vorba de bani, nu e ca și cum mâine dacă punem triplu sumă sau de patru ori sumă, putem să facem 500, exact. O licență. Aceste licențe sunt limitate, ca și cum în campionatul de fotbal ai 17 echipe, drepturile TV se împart la 17 echipe, nu mai poți să vii cu încă una în plus, pentru că toate turneele acelea au de pierdut, practic. Aceiași bani se împart la mai multe turnee. Și în momentul de față nu există nicio deschidere spre un WTA 500 acum pe termen scurt, dar odată ce dacă reușim să facem pasul cu un WTA 250, să fim acolo, să avem un loc la masă, nu se știe ce se întâmplă. Uite de ce se întâmplă și în Israel, uite de ce se întâmplă și în Ucraina, sunt multe necunoscute, nu se știe ce o să fie nici în Orientul Mijlociu, sunt multe turnee acolo, deci la orice situație în care un turneu nu se va mai putea ține, mult mai ușor poți tu să faci pasul acolo, să iei tu această licență și cred și sunt sigur de fapt că în viitor o să avem un turneu de 500. Nu știu dacă
prea curând, dar cu siguranță o să avem, pentru că merită și locația deci, rămâne, și echipa. Ambiția e acolo. Da, cu siguranță o să avem, asta e sigur. La cum o spui, pe promisiune, nu pe ambiție, dar... Da, okay. Eu ce depinde așa de mine, cu siguranță o să fac. Dar apropo de turneu, ziceai de 250 și am văzut pe toate bannerele de pe aici, Best WTA 250 Tournament of the Year. Da. Acum trebuie să le explici oamenilor ce înseamnă asta, pentru că s-a întâmplat între ultimele 9 discuții, noastre discuții, a fost un vot al jucătoarelor. Da, în fiecare an există așa numitele WTA Awards, premiile de final de an, în care sunt premiate, începând de la turnee pe categorii de la 125, 250, 500, 1000, cel mai bun turneu din fiecare categorie. Jucătoarele votează, este un vot secret, nu se știe care cum a votat, nu se știe, okay. Noi am primit răspunsul doar la final, nu se știe un clasament, nu știi cine, adică știi cine a câștigat, nu știi pe parcurs, primești un mail și îți spun dacă ai câștigat sau n-ai câștigat. Okay. Am primit acest mail, nu știu pe unde eram, cred că în mașină undeva și am crezut că e o glumă la început, nu înțelegeam, cred că e un spam, spam. Nu venea să cred ce văd. Au venit banii din Nigeria. Deși, într-un fel, eu și am spus încă de vara trecută că e obiectivul acesta și s-ar fi să câștigăm. Noi acum 2 ani am fost locul 2, după Tenerife, la un vot sau două voturi distanță de a câștiga acest titlu. Anul trecut l-am câștigat. Se pare că e un titlu meritat, cred eu, pentru munca pe care o depunem și pentru atenția pe care o avem la detalii. Și eu spun cu toată modestia, dar asta e, nu vrem să facem rabat la absolut nimic și tot timpul încercăm să facem acel lucru extra, chiar dacă nu e neapărat necesar. Aici vorbim de la, stau un exemplu, de la sosirea jucătoarelor pe aeroport, o mașină cu un transfer VIP le așteaptă la aeronavă, se reducă la o ieșire separată, de la transferul la hotel, oriunde, orice au nevoie, gifturile pe care le dăm când vin, adică toate astea cântăresc foarte mult pentru ele, mâncarea iarăși foarte importantă, toate facilitățile, dar și cum sunt tratate, adică încercăm să le facem să se simtă ca și acasă aici la Cluj și chiar Ana Bogdan am văzut o declarație ei care mi-a zis că e turneul ei de suflet și îmi plac lucrurile astea și vreau să le facem să se simtă foarte bine aici. Bine, faptul că voi nu știți cine votează și pentru ce votează vă face să fiți atenți la toate detaliile astea. Clar, că nu știi ce e de bună, învățăte tot. Exact, experiența, okay. Fiecare detaliu contează la experiența lor overall, ca să se simtă foarte bine. Cu toți cu care am vorbit, uite, vorbeam cu Thomas Johansson, cu antrenorul Soranei, care a fost legendă mare în tenis și a fost 3 ani director de turneu ATP 250. Chiar el a câștigat și el Best 250 la masculin. Faci cu turneul lui de la Stockholm și îmi zicea că acest turneu ăsta e turneu de 1000. Ca și facilități și condiții, ar trebui să fie turneu de 1000 fără probleme. Foarte tare. Da. Ți-am mai spus și anul trecut, eu am mai fost pe la Stuttgart, la turneul de acolo. Turneu de casă al celor de la Porsche, Porsche Tennis Grand Prix, așa se și numește. Este foarte, foarte, foarte asemănător totul și setup într-o sală, cu această cortină ignifugă, care ține zgomotul deoparte ca să nu deranjeze celălalt teren și așa mai departe, deci chiar seamănă, cei care au fost acolo probabil că pot să și confirme treaba asta. Așa, acum aș vrea să atacăm un pic povestea, nu te mai țin mult că e târziu vorba aia, avem treabă mâine. Funcționez la ora mâine asta, e o zi mare, apropo. Mâine, da, mâine e o zi foarte, foarte mare pentru că avem niște meciuri incredibile, am reușit să avem seria asta de Ana, Gabi Ruse și Sorana Cârstea una după alta în sesiunea de seară, toate 3 meciurile. Mă rog, încep la ora 16, dar merg până, o să meargă probabil până târziu, așa am un feeling. Dar e o zi foarte frumoasă pentru orice iubitor de tenis. Nu cred că poți să ceri mai mult de la o zi. Da, adică... Uite, pe Sorana mă bucur foarte mult că o avem în premieră, pentru că de mulți ani încercam să o avem, vroiam să vină, dar niciodată nu s-a potrivit programul. Dar acum a venit cu toată deschiderea din lume și sper că o să ajungă departe în turneu. E și favorită 1 și e favorită 1 pentru că, apropo, s-a discutat de chestia asta. Vreau să lămurești un pic situația. Da. Cum e cu jucătoarele pe care le-a anunțat și nu mai vin, pentru că mulți am văzut pe internet discuții, mulți au impresia că le-a anunțat doar ca să aduce spectatorii în tribună, ceea ce e, bineînțeles, fals. Corect. Lămurește problema ca să afle oamenii și pe această cale, bineînțeles. Da, e simplu, noi suntem organizatorii, dar platforma VTA nu suntem noi, organizatorii sunt cei de la VTA, practic. Exact. Ei sunt cei care aduc jucătoarele. Jucătoarele intră pe o platformă online, se înscriu singure, nu noi le înscriem, noi nu avem nicio legătură cu participarea lor la turneu sau nu.
și ele se înscriu și noi vedem o listă cu 4 săptămâni înainte, prima listă provizorie care este, cu 3 săptămâni înainte se închid retragerile practic oficiale la turneu și atunci putem avea o listă destul de aproape de realitate, dar ele se înscriu și se retrag când doresc, noi nu avem nicio putere în sensul acesta și atunci noi bineînțeles că o să promovăm și promovăm întotdeauna jucătoarele care s-au înscris. Adică dacă noi avem o listă pe care vedem că joacă Garcia, Vekic, Plișcova și așa mai departe, bineînțeles că noi o să publicăm lista asta și o să promovăm aceste jucătoare. E total normal, adică aici n-am făcut absolut nimic greșit, întotdeauna vom face, pentru că așa e realitatea. Din păcate, regulile nu cred că sunt neapărat foarte corecte. Nu sunt aici, în favoarea voastră. Nu sunt în favoarea exact. Noastră, dar până la urmă trebuie să înțeleg că prioritatea sunt jucătorii întotdeauna, da? Uh-huh. Pentru că fără ei nu se poate, dar și organizatorii trebuie protejați la rândul lor, organizatori care investesc foarte mulți bani și cumva aceste retrageri ar trebui condiționate. Sunt și acum anumite condiții, penalizări în bani, dar vorbim de bani foarte puțin pentru jucătoare de top 2-3 mii de euro, nu e o penalizare mare, poate ar fi bună o idee și o penalizare în puncte, pentru că nu e corect față de organizator să te retragi în ultimul moment și fără nicio problemă întemeiată. Adică, ok, dacă te operezi, am înțeles, dacă ai o problemă medicală și așa mai departe, dar să vii să zici că, ok, sunt obosit, a fost un sezon lung, nu mi se pare neapărat fer cu 3 zile înainte să faci asta, iar organizatorul nu e protejat în niciun fel în acest sens. Deci aici cred că nu e neapărat corect, dar din păcate n-avem ce face, noi trebuie să mergem după regulile care sunt. În fiecare an și toate turneele au problema asta, da? Deci Roland Garros se trezește cu 3-4 zile înainte că Nadal nu va juca sau Djokovic și multe alte turnee. Uite-te, un caz clar e faptul că turneul de la Monastir s-a făcut doar pentru Ons Jabeur, doar pentru ea, nu există niciun alt motiv. S-a retras cu 3-4 zile înainte, ar fi trebuit să aibă un wildcard și ar fi trebuit să joace dublu cu Venus Williams acolo la Monastir, s-a retras. Acum ei sunt demonstrativ. Ei sunt în aer total, îți dai seama, da, că n-au vibe-ul de aici, nu au atâta lume care vine la meciuri, n-au cultura asta în Tunisia. Am dat pur și simplu un exemplu, dar toate turneele au de suferit în sensul ăsta și atunci... Eu cred că tot timpul noi am fost transparenți, am încercat să comunicăm exact ceea ce am știut, am încercat să promovăm și cumpărătorii de bilete, dar până la urmă trebuie să creăm o poveste în jurul turneului, brandului și oamenii să vină pentru turneu și pentru meciuri. Uite-te, avem, cum am zis, 7 românce din 23, o participare record, avem jucătoare foarte bune din România și până la urmă pentru ele am făcut turneu. Adică ele, dacă vor ajunge departe în turneu și deja avem două calificate, primele două s-au calificat deja, pot să spun că nu mai contează nimic altceva, nu mai contează ce jucătoare vin, pentru că ele atrag cea mai multă atenție, jucătoarele românce. Păi, apropo de asta, aș vrea să completez cu o informație, că tot erau unii care ziceau că ar fi venit doar pentru Garcia, de exemplu. Sorana, bătut-o pe Garcia anul ăsta de două ori, așa că dacă vreți să veniți pentru cineva, Sorana este un număr foarte bun. Bineînțeles că noi niciodată nu știm să apreciem ce avem aici, să apreciem o jucătoare care tocmai a jucat sfertul la US Open și e aproape de top 20, exact. În forma carierei ei, poate probabil cea mai bună forma a vieții ei. Și s-ar putea ca să o vedem peste 6 luni în top 10 sau, și atunci o să ne fi dorit să o fi văzut la Cluj. Uite, da, poate pe Maragai în 5 ani o vedem în top 20 și o să zicem că ce nume a venit în calificări, că nu știam de ea, dar acum e în top 20. Adică... Păi, uite, alt exemplu foarte bun este faptul că Anett Kontaveit a câștigat primul turneu aici, prima ediție a turneului. S-a retras, practic. A fost una dintre puținele șanse să o mai vezi live pe Anett Kontaveit. Exact. Deci cumva trebuie să ne setăm și corect așteptările, pentru că de la nu avea niciun turneu acum 3 ani, la avea acest turneu, la a treia oară și anul trecut inclusiv turneul anului, cred eu că e un drum lung și totuși nu putem să avem nici noi pretenții de Franța, Spania, Italia, pentru că nimeni nu investește în sport, sportul e neglijat în România. Momentan noi facem asta, dar o facem cu propriile noastre forțe și facem cât putem. Adică așa mi se pare că facem maxim din ce se poate face. Ultima întrebare, cum stați cu biletele în ultima parte a turneului? Am văzut că astăzi s-a deschis al treilea inel de aici din sală. Da. Bănuiesc că asta e o veste bună. Foarte bună. În ziua semifinalei suntem practic sold out pe tot ce înseamnă primele două inele, nu mai avem niciun loc. Inelul 3, cel mai de sus, care are încă aproximativ 400 de locuri, l-am deschis acum pentru semifinală. L-am oferit la un preț redus. Preț de early bird, 75 de lei pentru ziua semifinalei. Mi se pare oricum prețurile extrem, extrem de mici, accesibile, comparativ mai ales cu anul trecut, suntem la jumătate de preț. Am vrut să facem asta, să venim în ajutorul oamenilor ca să vină cât mai mult, să umplem sala, să arate frumos. Și la finală suntem aproape de sold out, deci sâmbătă, duminică se va juca cu tribune pline și atunci cu atât mai mult sper să avem o româncă, să avem o atmosferă de Fed Cup aici la
la Cluj. Patrick, mersi foarte mult, vă urez baftă pe următoarele zile, să fie un turneu bun, poate câștig o româncă, să ne bucurăm cu toții, să ținem în minte istorie, în istorie treaba asta. Și ce să zic, vă urez să creșteți turneul ăsta ca mașina aia să fie premiu la un moment dat. Sperăm. De ce nu? Ajungem la nivelul ăsta. Mersi foarte mult. Mersi și eu.